Hello guys și bine v-am găsit la un prim episod cu Victoria 3. În acest episod voi dori să vă arăt acest joc creat de Paradox Interactive. Pentru a fi mai clar, vă voi explica exact ce tip de joc este. Este un joc de strategie care îmbină istoria anilor 1800-1900 cu simularea schimbărilor care se produc în mai toate țările din lume. Jocul îți dă posibilitatea să-ți alegi cu ce țară vei dori să joci și also îți dă posibilitatea de a schimba cursul istoric al acesteia. În plus, toate caracterele pe care le vei întâlni sunt persoane istorice care au existat și nu nume generate random, ca să zic așa. Ca exemple vă pot da pe Lenin, Marx, nu știu, etică. Sunt foarte, foarte, foarte multe caractere care sunt istorice. Știu că era și George Clemenceanu, bine așa se pronunță în engleză. Mai erau mai mulți, oricum. Era și ceva de genul cu Maria de Luxemburg sau nu mai știu cum o chema exact. Îmi pare rău, greșesc. Ok, ce ar mai trebui să zicem ar fi faptul că cei de la Paradox Interactive care au creat acest joc Victoria 3, ei au mai creat și Hearts of Iron 4, dacă știți jocul. E un joc de strategie care se desfășoară la mijlocul secolului 20, mai precis în cel de-al doilea război mondial. E super tare și jocul ăla, dacă vreți să-l încercați, eu vi-l recomand cu mare căldură, chiar îmi place jocul ăla. Au mai creat și City Skylines, pe care îl jucăm pe canalul nostru. În plus au mai creat și Europa Universalis 4 sau CK3, adică Crusader Kings 3. Dacă nu știți despre ce sunt aceste jocuri, uitați-vă direct pe YouTube, nu o să vă explic în acest episod. Poate o să facem episoade și cu acele jocuri. Haideți totuși să trecem la tutorialul propriu zis, pentru că vreau să vă arăt exact cum se joacă acest joc, ok? Ok, deci suntem pe main menu. În primul rând, un lucru care este foarte, foarte, foarte de ajutor este Wikipedia. Eu vă spun sincer, eu la început chiar m-am uitat pe Wikipedia pentru că îți arată exact fiecare termen de aici. Uite, spre exemplu, luăm pop. Pop înseamnă populație, da? Adică one pop, adică o persoană, un cetățean, ok? Și îți explic exact. The world's population are organized into pops, groups of individuals who work in the same building as a certain profession. Și dacă, uite, dacă ți-e aici pe profession, îți arată exact, da? Faza e următoarea, să nu schimbi foarte repede pentru că ai în dreapta sus aici un cerculeț care se învârte. O să dau eu un pic de zoom la edit ca să vedeți cerculețul ăla. Până când nu se încarcă total cerculețul și nu se dă loc, ca să zic așa, adică nu se închide pe ecran tot pop-up-ul ăsta, nu ai cum să citești. Ei, și după aia poți să dai chiar și pe interest group sau politică unaligned și după aia poți să dai pe literacy sau standard of living și după aia poți să dai pe birth rate, uite, spre exemplu, și poți să dai așa la infinit, ok. Deci trebuie să rețineți, Wikipedia este foarte bun, oricum o să vă arate și în joc atunci când jucați. Deci da, haideți să-i dăm drumul, haideți să intrăm și noi pe o țară și să vă arăt exact care e scopul, care sunt controlele, etc. Ok, dăm start game și imediat o să ni se dea loading. Ce e super interesant la jocul ăsta și cred că v-am spus și mai devreme este faptul că poți să-ți alegi absolut orice țară. Bă, orice țară pe care o vrei, deci nu contează cât de mică, cât de mare, cât de... Uite, spre exemplu, da? Hai că dăm un pic de zoom. Uite, Krakow, da? Ne alegem Krakow sau ne alegem Prusia. Prusia înseamnă Germania de... dinainte să fie Germania, da? Înainte să fie Federația Germană. Ce mai? Uite, Elveția, spre exemplu, sau putem merge în America de Sud. Putem juca cu Argentina, da? Brazilia. Bine, orice țară, pe scurt, orice fucking țară. Putem juca chiar și cu indigenii și tot așa. Uite, poți să joci chiar și cu o țară insulară, nu știu, cea mai mică țărișoară pe care o vrei tu, cu aia poți să joci. Dar noi ce credeți, guys, pentru că e un episod mai special în care vrem să facem un tutorial cum se joace, o să ne alegem Valahia sau Moldova, hai să ne gândim un pic. Bă, mie îmi place mai mult cu Moldova, sincer, dar hai că mi-aleg Valahia de data asta. Ok, deci ni s-a încărcat, acum suntem pe Valahia. Valahia, dacă nu știți ce înseamnă, înseamnă țara românească. Valah, Voloh însemna, mă rog, român de peste Dunăre, etc. Ok, așa ne denumeau celelalte popoare, Voloh. Gata cu istoria, că e plictisitoare. Ok, fiți atenți, guys. Haideți să vă arăt exact ce și cum. În primul rând, aveți aici construction, da? Nothing under construction scrie aici. Și aveți 0 din 5. Asta înseamnă că, uite, spre exemplu, dacă am construit un coal mine, da, ni s-ar aloca 5 puncte de construcție, ok? Aceste 5 puncte de construcție, adică punctele de construcție, determină în cât timp ți se termină un coal mine, ok?
Noi, spre exemplu, ni se va termina în 55 de săptămâni, 55 week. E, acesta de aici, da, este un week. Când toată partea aceasta se face verde, trece o săptămână. Și tot așa, și tot așa, și tot așa. Deci controlați vitezele, da? Puteți apăsa și pe shortcut-uri, uite, spre exemplu, apăsați 5 pe keypad și vă pune pe viteza 5, 4, 3, 2, 1, etică, etică. Pe space puneți stop ca să nu mai meargă. Acum haideți să vă arăt. În primul rând o să începem iarăși cu construction zone-ul. Primul lucru pe care eu vi l-aș sugera să-l faceți ar fi să vă construiți sectoare de construcție. Aceste sectoare de construcție consumă goods, consumption, adică consumă bunuri, fabric însemnând, cum se numește, piele, da, nu știu cum să-i zic, piele, hai, zi piele, da, fabric, și lemn, ok? Iar fiecare clădire de aici te ajută să produci aceste bunuri, ok? Eu vă spun sincer că mereu când încep un joc îmi construiesc 3 din acestea de construction sector. Bine, asta depinde și de, depinde și de țară, etică. Observați aici că la predicted upkeep ne arată cam cum se va, ce se va întâmpla cu economia noastră dacă construim un construction zone, da? Se vede clar că o să scadă cu 2111 pounds. De ce? Pentru că fabricul este foarte, are un preț foarte bun, da? Are, mă rog, are un preț micuț. Stai să mă uit imediat ce preț are. Ia să ai. Fabric. Are 22. Ok. Are un preț mai micuț decât lemnul și din acest, din această cauză observăm faptul că fabricul ne consumă mai puțin decât, spre exemplu, lemnul, care e mult mai scump. Da? Pentru 25 fabric dăm 0,55, pentru 75 lemn dăm 1550. Ok. Ce mai avem pe aici? Mai avem baraca sau barăcile care ne generează unități militare. O să vin în completare zilele viitoare cu niște videoclipuri și logic o să mai fac și videoclipuri cu Victoria 3 în care pe lângă gameplay și când ne jucăm o să vă și arăt exact ce și cum. Cum să jucați, puteți învăța, e super easy acest joc, nu înțeleg de ce toată lumea se ferește de el. Știu că e greu un pic la început să te, să te adaptezi cu el, dar mie chiar îmi place moment de față. Ok, haideți să continuăm. Mai avem coal mine care ne, ne produce cărbune, iron mine, logging camps, wheat farms. Aici ne produce fier, lemn, aici ne produce grâu. Fabrica, adică piele și carne. Aici ne produce doar piele. Dar nu e bine, nu e bine expresia asta, piele, fabric, nu știu, e ciudat, nu-mi sună bine. Barăcile ne produc trupe. Conscription Center este foarte, foarte, foarte interesant. În momentul în care declari război, te poți duce aici la armată și active Conscription Center, adică deși ei nu sunt militari, se înrolează în armată, da? Adică ai nevoie de mai mulți militari decât ai aici, uite, spre exemplu, 15.000, ai nevoie de 40.000. E, și înrolezi populația și aia a fost. Railway sunt, șinele de tren. Ok. Aici este Urban Center, în care puteți construi, uite, spre exemplu, Government Administration, care este administrația guvernamentală. Asta nu vă interesează, nici asta, nici asta, nici asta. Steel Mills este foarte bun ca să produceți oțel în loc de fier, da? Synthetic Plants. Bine, astea sunt ceva mai complicate și de-aia nu vi le explic. Acum Food Industries este pentru a produce, spre exemplu, groceries și etc. Adică produce bunuri de uz zilnic. Spre exemplu, produce... Ok, deci Food Industries produc bunuri pentru populație. Bunuri consumabile. Furniture Manufactories produce mobilă. Glasswork produce geamuri și etc. Ok, haideți să nu vă mai explic toată treaba asta pentru că sunt foarte, foarte multe clădiri. Cred că o să vin cu niște videoclipuri pentru completare. Sunt foarte, foarte, foarte multe. Sau chiar puteți intra voi și să vedeți exact ce și cum. Haideți să trecem la următoarea parte, adică politics.
În primul rând, în partea stângă a ecranului avem regele nostru sau conducătorul țării, depinde de țară. Uite, spre exemplu, noi cum suntem o monarhie, cred că absolută, da, absolută e, nu? Da, absolută. Noi cum suntem o monarhie absolută, avem un rege, Alexandru Ghica este, rege, pardon, prinț, de că sunt domnitor, mă rog, ați înțeles ideea. Îi putem garanta și comanda armată, e foarte interesantă toată treaba. Aici, dacă apăsăm pe el, spre exemplu, și dăm la information, vedem exact ce character traits are, adică ce aptitudine are, ce abilități are. Și apăsăm pe cautious și hai să vedem ce ne garantează. 30% character health, adică o să trăiască mai mult. As ruler, adică dacă el conduce și el conduce, o să avem minus 100 influență la diplomacy. Minus 20 infamy, generation, as interest group leader, n-are cum să fie, bine, s-ar putea, adică poate să fie, dar ne dau aceste lucruri, as agitator, o să vă explic imediat ce înseamnă agitator politic, minus 1, as commander, da, ok. În partea de sus vedem exact cine este în guvern în momentul de față, adică landownerii, o să vin eu cu un videoclip viitor în care o să vă explic exact ce sunt landownerii. Landownerii sunt cumva boierii, mari feudali, nu știu cum să vă spun altfel. Sunt boierii de altă dată, ok? Orthodox Group este BOR, Biserica Ortodoxă Română. Rural Folk este PNC, Partidul Național Țărân, nu știu cum să vă spun altfel. Deci aici sunt, este partidul bisericii, partidul armatei și partidul țăranilor. Ok, ce mai vedem aici? Aici vedem câți oameni sunt loiali și câți oameni sunt radicali. Dacă o să dau acum play, o să vedeți cum se schimbă toată treaba cu radicalii și cu loialii. Observați exact aici, 0-0 momentan, da, nu avem. Dacă apăsăm pe government, putem da reform government, în care putem, uite, spre exemplu, să introducem Orthodox Church și dăm confirm, da. Și ce să vezi, tocmai am format un nou guvern în care Alexandru Ghica este prinț, landowner și Orthodox Church. Apropo, fiecare om de aici este, sunt politicieni reali care au existat. Constantin de Rus Mirța sau, spre exemplu, Daniel Drăgălina. Știu că aici l-am văzut la Trade Unions, îl știu. Nu-l chema așa, ok, asta e ciudat. Interesant, ok. Dăm mai departe la laws, adică legi. Apropo, aici vedeți marginalized interest groups, adică grupurile de interes, grupurile, partidele politice care sunt marginalizate pentru că au prea puțin influență. Bine, nu e bine partide politice, grupuri de interes. Ok, parcă de la 7% sau ceva genul, nu, 5%, uite, spre exemplu, o să treacă și ei aici, în opoziție. Haideți să continuăm, poți să apeși pe un partid politic, spre exemplu, și să-i dai booster. Booster înseamnă că îl promovezi, supres înseamnă că îl faci să nu mai fie atât de popular. Laws, la laws avem foarte, 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 foarte multe legi. O să vi le explic pe scurt, ca să zic așa, o să explic câteva, după care o să vin eu cu un videoclip în care o să vi le explic pe toate. Sunt foarte multe și nu avem timp de așa ceva. Spre exemplu, governance principles, adică principiile de guvernare. Noi momentan suntem o monarhie, dar putem deveni o republică prezidențială, republică parlamentară, teocrație, adică ce este statul papal, Vaticanul, în care preoții conduc. Nu știu exact dacă preoții conduc, dar ați înțeles ideea. Chiar nu m-am interesat exact cum e faza în statul papal, dar știu că e o teocrație. Și Republica de tip Consiliu. Republica de tip Consiliu însemnând comunismul. Ok, haideți să continuăm. Distribution of power, adică cum se distribuie puterea. Momentan noi suntem o autocrație, adică regele conduce. Tehnocrația este acel tip de distribuție a puterii, de separație a puterii, ca să spun așa, în care conduc tehnocrații, adică conduc cei învățați care au abilitățile necesare. Da? Oligarhia, știți și voi, Putin, Rusia, alea. Landed voting înseamnă că cei care au pământuri votează și sunt aleși. Wealth voting înseamnă cei care sunt înstăriți, etc. Avem și anarhie, care e foarte interesantă. Anarhie. Și mai avem și single party state, adică pentru comuniști, da, când este doar un partid, etc.
Ok. Mai avem, spre exemplu, încă două lucruri mai vreau să vă arăt. La economic system avem laissez-faire, intervenționism. Noi suntem în moment de față, România este laissez-faire. Mai avem economie cu mandată, cooperative ownership, dar o să vin eu cu niște explicații la fiecare. Și mai avem aici un lucru pe care chiar vreau să vi-l arăt, serfdom. Serfdom însemnând țărănimea este aservită, adică boierii dețin pe țărani, ca să spun altfel, n-am cum să zic altfel. Trebuie noi să scăpăm de chestia asta, e foarte, foarte, foarte periculoasă. Ok, slave trade, în care statul valac făcea schimb de sclavi. Faza următoare, nu prea are logică, pentru că în 1836 noi nu mai aveam slave trade, adică nu mai aveam toată treaba asta cu negoțul cu sclavi. Nu, aveam legacy of slavery, adică nu mai era posibil să import sclavi, dar puteai să faci ce vrei cu cei pe care îi aveai și puteai să, mă rog, etică. Ok. Păi cam asta a fost tot cu politics. Mai avem institution. Spre exemplu, când facem poliția, o să ne apară aici o instituție. Haideți că chiar o să facem treaba asta. Ok, hai să-i dăm drumul. Perfect. Doar votăm legea asta, oricum ne băgăm. Între timp o să vă arăt eu alte lucruri. Spre exemplu, bugetul, în care puteți seta nivelul de taxare. Și vă și arată, uite, change in revenue from current tax level plus 1690 de bănuți. Dar în schimb avem minus 10 legitimacy și plus 50 radicali, minus 20 attraction for of interest groups in government. Asta e foarte interesant, pentru că, spre exemplu, eu dacă dau acum high taxes, da, o să primesc mai mulți bănuți. Și eu vă recomand, știu că foarte mulți youtuberi spun că nu e ok să dai... să ai taxe cât mai mari, dar eu vă recomand la începutul jocului să aveți taxe cât mai mari, pentru că îi faceți pe oameni să nu mai vrea să fie landowner și, uite, spre exemplu, Orthodox Church. Da? Și de aici vă scade legitimacy, ăsta este legitimacy. În momentul în care, spre exemplu, ai ajuns aici, are anumite efecte, bam, bam, și aici nici nu mai poți să votezi, nu mai poți să faci nimic. Aici începe războiul civil, dacă mai încearcă cineva să voteze ceva. Ok, să continuăm. Buildings aici v-am arătat. Da, marketul e foarte interesant și o să vi-l explic. Pe scurt, pe market se vă arată exact câte bunuri se vând, câte se cumpără. Și felul ăsta se generează prețul. Da, și uite, spre exemplu, aici la noi grain-ul, adică grâul, este foarte ieftin pentru că avem foarte mult. Noi suntem în marketul otomanilor, adică pe piața otomanilor, și în momentul în care ne vom obține independența, o să avem propria noastră piață. Ok, acum la următorul ăsta o să se voteze. Și observați că sunt trei pași pe care noi trebuie să-i facem în momentul în care votăm o lege: introduction, consideration și adoption. 77,4% dintre oameni vor această lege, 6,5% nu. Și vedem că s-a votat, a trecut de introduction, acum este la consideration și la adoption, și după adoption se votează, adică intră în vigoare. Avem 3 setbacks, adică în momentul în care legea pică, dacă pică de 3 ori, a picat întreaga lege. Ok, aici avem în partea de sus, până când se votează legea, avem birocrația, adică birocrația vă arată exact aici, uite, spre exemplu, noi avem 100% exces de birocrație și primim 10% state construction efficiency, adică eficiență în construcție. Mai avem autoritate, minus 25 enactment time, adică treaba asta de aici, ca să dureze mai puțin atunci când ai 100%. Cu autoritatea poți merge la political lands, dai pe decrease și uite, spre exemplu, dăm pe road maintenance și vă arată exact în partea din dreapta exact ce beneficii aduce. Da, am dat 2 enactment. Ok, hai să se voteze și legea asta ca să vă arăt exact care e treaba cu birocrația. Mai avem aici diplomacy, influență, pardon. Da, în momentul în care, uite, spre exemplu, dăm begin damaging relations. Ați văzut cum ne-a scăzut de aici, pentru că ne trimitem un ambasador, spre exemplu, Moldova, ca să scadă relațiile cu această țară. Ok, și a fost adoptată legea. We now have dedicated police force. Și dacă dăm la politics, dăm pe institution, da,
observați că putem upgrada toată această instituție a poliției. Și uite, spre exemplu, o să dăm la 3. Și faza e că fiecare upgrade îți arată exact cu cât îți scade birocrația. Uite, spre exemplu, la noi, cum avem doar o instituție, pot să-mi dau și o seama că e minus 11. Minus 11, minus 11, minus 11, da, deci o să avem minus 33. Și tot așa. E foarte interesantă toată treaba. Aici avem partea militară în care vă puteți seta ce fel de trupe vreți. Da, ok, dăm pe diplomacy. Uite, spre exemplu, ne arată exact ce facem noi în momentul de față. Noi dăm damage relations cu Moldova și suntem un protectorat al otomanilor. Pe tehnologii o să descoperiți noi tehnologii. Aici aveți weekly innovation, care vă arată exact care este gradul de inovație al țării și cu cât vom descoperi mai mult. Și avem 3, production, military și societate. Eu prima dată vă îndemn să luați empiricism sau mai era una bună, stai că nu mai găsesc, a la production, late. Late, foarte bune, amândouă. O să vă fac oricum un tutorial pentru asta. Dăm la cultures, în care vă arată exact ce culturi sunt. Uite, spre exemplu, în Valahia este doar cultura română. Bine, până o să înceapă să importe din sclavi, că nu au început încă. La Nation Formation vă arată exact ce națiuni puteți forma, România, vă trebuie 3 provincii și Danubian State, asta e o chestie foarte interesantă și ciudată în același timp, e un stat al Dunării, mă rog, e ciudățică treaba, nu am văzut așa ceva în viața mea. La populație la fel, vă arată exact lower strat, adică persoanele care sunt sărace. Da, vă arată exact care este income-ul lor, 4,2. Uite, spre exemplu, pentru cei de mijloc este 13,8. Pentru cei care au foarte mulți bani, 45,9. Aici vă arată gradul de trăire, nu știu, nivelul de trai al populației. Spre exemplu, cei săraci trăiesc cu 7,3, au un grad de nivel de trai de 7,3, foarte prost. Cei de la mijloc au un nivel de trai 19,5 și cei de sus au 29,5, da, logic. Da, foarte tare pentru ei. Ok, dăm mai departe la charts, vă arată exact câți oameni, spre exemplu, sunt țărani, peasants, câți sunt servicemen, laborers și etc. etc. Political strength aici, vă arată și religia, uite, spre exemplu, ortodox. Iar aici vă arată exact fiecare categorie de oameni mai detaliat. O să vă învăț în episoadele viitoare exact ce și cum să transformați, spre exemplu, din țărani în laborers și etc. etc. Ok, hai să vedem dacă mai e ceva. La jurnal primiți misiuni, ca să zic așa, și, spre exemplu, dacă le faceți, official nationality, da, și tot așa, decisions aici. Da. Ok, outliner, aici nu mai știu exact ce era. Că puteți să puneți outliner așa. Da, și vă arată exact marketul. Ledger, și aici vă arată exact care sunt, spre exemplu, toate țările. Da, countries at peace. Moment de față e Great Britain, France, Great King și tot așa. Ia uite cine e la putere în Franța, King Louis Philippe d'Orléans. În Marea Britanie trebuie să fie Victoria, logic. Regina Victoria de Hanover. Super, super, super tare jocul ăsta, eu vă spun sincer. O să vă învăț în episoadele viitoare cum să faceți și ce să faceți pe acest joc. Da, cred că cam atât a fost. Dacă cumva am scăpat ceva, o să mai vin cu alte episoade în care o să vă arăt exact ce și cum. Până data viitoare, voi să fiți sănătoși. Pa, pa!